52 de cupluri, dar și femei singure din județul Hunedoara care nu au reușit să aducă pe lume un copil, au apelat la sprijinul oferit de către statul român prin Casa de Asigurări de Sănătate pentru fertilizare in vitro. Sprijinul financiar acordat prin acest program este în valoare de 15.000 de lei pentru o procedură și se acordă în două tranșe sub forma unui voucher electronic în valoare de 5.000 de lei și a unui voucher pe hârtie în valoare de 10.000 de lei. Dacă în anul 2022 existau fonduri pentru 2500 de proceduri, anul acesta la nivel național sunt pentru 10.000. Infertilitatea poate fi tratată în peste 95% dintre cazuri. Prin accesul la fondurile puse la dispoziție de Guvernul României, mai multe familii vor putea să-și îndeplinească visul, acela de a deveni părinți. În județ, 52 de cupluri, ori femei singure, au solicitat deja adeverințele necesare de la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Introducerea la decontare a celor care doresc inseminarea artificială, a familiilor care au dificultăți în a avea un copil și beneficiază de sume de bani din partea statului pentru inseminarea artificială. Și din alt punct de vedere, o problemă mult mai... A fost introdusă și deja se lucrează și avem zilnic. Sunt deja solicitări pacienți care doresc să apeleze la acest tip de serviciu în speranța desăvârșirii familiei. Și lucru care pe mine mă bucură, suntem unul dintre județele cu cea mai mică natalitate din țară, suntem pe locul 4 la coada clasamentului. Sprijinul financiar se acordă în ordinea trimiterii dosarelor. Solicitanții trebuie să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că au depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează acest program și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății.